ne ocupăm de ochii lăsați. Am eu în mintea mea, așa, de foarte mult timp, să o idee, și anume să fac un clip despre ochii lăsați, despre hooded eyes, cum ați auzit cu precădere. Știu că există multe tutoriale, știu că există multe lucruri deja explicate pe internet, știu că sunt oameni care deja au dezbătut și răzdezbătut subiectul ăsta, însă aș vrea să fac eu un clip pe tema asta cu lucrurile pe care le-am înțeles eu pentru ochii mei, pentru forma ochilor mei, pentru că lucrurile astea variază de la om la om, de la situație la situație, de la stil de machiaj la stil de machiaj, de la forma ochilor pe care o ai, pentru că din păcate sau din fericire nu avem toți aceeași forma ochilor. Și apropo de asta, subiectul ăsta este extrem de important și spuneți-mi în comentarii dacă ați vrea să vedeți un clip detaliat despre forma ochilor, pentru că eu știu că mi-a luat foarte mult timp să înțeleg care e treaba cu forma ochilor, cum îți diferiți, care îți diferiți, de ce să ia diferiți, adică mă uitam la două forme diferite și mi se păreau că sunt la fel. Adică nu înțelegeam. Și dacă vreți să fac și un clip din ăsta, puțin mai detaliat, cum l-a făcut și pe ăla cu formele feței, spuneți-mi și o să-l execut. Dar astăzi vreau să dezbatem subiectul ăsta cu hooded eyes, în cazul în care nu v-ați prins. Până acum eu am ochii lăsați, da, am ploapele mai lăsate decât prevede legea. Și asta pentru că, odată, este genetica care mă influențează și, în al doilea rând, minunatele mele probleme pe care le am cu ochii, care și-au spus cuvântul în sensul ăsta și mi-au modificat structura ochilor sau forma ochilor, ca să spun mai exact. Și trebuie să mă joc cu machiajul ca să fac ochii mai deschiși, ca să mă ajut cumva de el să îi aduc cumva pe o linie, pentru că i-am și diferit, să-i aduc pe o linie simetrică. În timp mi-a luat ceva, în timp am descoperit exact care este tipul de machiaj care mi se potrivește, cu ce îmi stă bine, ce mă ajută pe mine, cu ce mă simt bine, ce îmi scoate ochii în evidență într-un mod frumos. Și mi-a luat ceva și asta pentru că eram și eu genul de om care se uita la tutoriale de make-up, am uitat la Jaclyn Hill, de exemplu, care îmi place la nebunie și face niște tutoriale absolut impresionante și nu-mi dădeam seama de ce mama dracului mie nu-mi iese. Deci atâta mă chinuiam, credeți-mă că stăteam seriile și mă machiam și plângeam pentru că nu înțelegeam de ce mie nu-mi iese și niște chestii simple care ei ieșau. Și una din principalele probleme este că eu am hooded eyes, ea nu are. Și este un mic, mare detaliu extrem de important, care contează enorm de mult în machiaj și de-aia am vrut să atacăm acest detaliu și să vă zic cum îl tratez eu și cum trebuie tratat. În cazul în care nu știți, nu ați auzit de subiectul ăsta, nu v-a zis nimeni, nu v-a interesat sau nu ați găsit o informație pe placul vostru, poate vă ajută clipul ăsta. Asta am zis. O să vă las cu partea principală, partea esențială a clipului. O să termin de trâncănit cu intro-ul ăsta. Sper din tot sufletul doar să vă ajute și să vă placă și să fie pe înțelesul vostru. Poate că m-am lungit puțin mai mult cu clipul ăsta, însă îmi doresc să vă ajute, să fie ca un ajutor și să înțelegeți lucruri pe care, spre exemplu, mie mi-era foarte greu să le înțeleg și mi-a luat ani de zile să le înțeleg, pentru că erau explicate, însă erau explicate în niște termeni așa de evazivi sau de lemn, încât era greu să vă înțeleg de ce trebuie să fac chestia aia sau la ce mă ajută pe mine chestia aia sau de ce trebuie să am pensula aia sau de ce trebuie să pun fardul acolo și nu unde l-a pus ailaltă, un tutorial. Și mi-era greu, al naibii să înțeleg, dar mi-a luat ceva, am reușit, am înțeles, mă bucur că am înțeles, mi-am găsit stilul de machiaj care mi se potrivește și este extrem de important pentru că asta te face să te simți bine în pielea ta. Machiajul trebuie să-ți fie un aliat, nu un inamic și în cazul în care vă este frică de machiaj și nu știți de ce vă nu vi se potrivesc anumite lucruri, ăsta este un punct bun să începeți. Vă trebuie 3 farduri, 3 pensule. Știu, sună mult 3 pensule, însă vă explic în clip de ce 3 pensule și cam asta e.
Bun, vă las cu tutorialul și sper să vă ajute. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a ajutat și nu uitați să vă abonați. V-am pupat! Bănuiesc că arăt absolut minunat, cu 3 sferturi din față aranjată și cu sprâncenele astea și fără nimic la ochi. Ok, hai să începem clipul ăsta, partea practică a clipului ăstuia, cu câteva chestii de bază. Repet, clipul ăsta este pentru acelea care poate încă nu și-au dat seama de lucrurile astea, poate nu le știu, poate n-au căutat informația asta sau poate pur și simplu nu le-a trecut prin cap că există și așa ceva. Bun, și legat de ochi. Este foarte important, în primul rând, să vă dați seama ce formă a ochilor aveți și cum se prezintă pielea în jurul ochilor voștri. Este foarte important să vă dați seama de chestia asta. Mă repet, dacă vreți să facem un clip cu formele ochilor, spuneți-mi, pentru că este mai complicat, este un subiect mai complicat. Am făcut pe ăla cu formele feței și este un subiect mai complicat pentru că și mie mi-a luat foarte, foarte mult să-mi dau seama care naiba e treaba cu formele ochilor și cum naiba îi distingi, cum îți dai seama ce formă ochii tăi și așa mai departe. Și în plus de asta, este foarte important să-ți dai seama de ce piele ai în jurul ăsta, cum e lăsată pielea ta. Ochii lăsați, ochii cu pielea lăsați, hooded eyes, automat au o piele lăsată, au o piele în exces aici, care este căzută. Ori este căzută pe toată pleoapa mobilă, ori doar pe o parte din ea. Ca să vă explic, să vă fie mai ușor să înțelegeți, o să mă folosesc de propria față. Avem partea asta mobilă a ochiului, este pleoapa asta, care poate sau nu să fie acoperită de excesul de piele. Avem pliul ochiului, șanțul ăsta, care poate să fie evident sau nu. Și în momentul în care nu ai pleoapa lăsată, pliul este foarte larg și foarte mare, așa, și îți permite să pui mult fard în el și îți permite să faci foarte multe umbre acolo și de regulă genul ăsta de pliul vedeți pe la YouTuberi, Instagrameri de ăștia de make-up care fac foarte multe tutoriale și te miri cum de Dumnezeu ție nu-ți ies machiajele ca cum le ies lor, pentru că nu ai același tip de ochi. Și avem partea de sus, de deasupra arcadei, da? Partea de pe arcadă, practic, unde iarăși ne putem juca cu fardurile și problema este la hooded eyes. Pentru cine nu știe, problema este că pielea asta de aici, de pe arcadă, începe să migreze jos. Din cauze genetice, din cauze de vârstă, din cauza accidentelor sau sunt tot felul de lucruri, da? Odată cu vârsta, pielea își pierde elasticitatea și ajunge undeva aici, pe să acopere practic pliul și vă creează o umbră undeva de dedesubt. Acum, problema cu pielea asta care cade este că îți acoperă o parte din pleoapa mobilă. În funcție de, iarăși, genetică, vârstă și așa mai departe, pielea asta poate să-ți acopere pleoapa mobilă doar aici, în colțul extern, poate să-ți acopere pleoapa mobilă doar pe 3 sferturi sau poate pur și simplu să-ți acopere toată pleoapa mobilă și să nu vezi decât linia genelor, da? Ați văzut că sunt femei care pur și simplu nu îi se vede pleoapa asta mobilă, partea asta mobilă aproape nu se vede, da? Și asta din cauza că au foarte multă piele, au un exces de piele aici care a căzut peste partea mobilă a pleoapei și atunci ochiul respectiv se machiază altfel, da? Deci un ochi care are pielea căzută doar aici într-o parte sau doar puțin pe 3 sferturi sau deloc, se machiază cu totul altfel față de un ochi care are toată pielea aia căzută peste pleoapa mobilă și practic tu nu mai vezi pleoapa mobilă. Asta ține foarte mult de, cum am zis, ereditate, de vârstă, de multe, multe lucruri. Se poate corecta chirurgical treaba asta, deci poți îndepărta excesul ăla de piele, sunt tot felul de operații care îți trag de piele așa în sus, te fac să ai ochi din ăla de chinezoaică, mă rog, sunt tot felul de chestii care se întâmplă. Cel mai bine este să lăsați zona aia în pace, că având în vedere că e pe lângă ochi, eu zic că mai bine lăsăm. În cazul meu, eu sunt un caz oarecum atipic, deoarece am ochii diferiți, am ambii ochi
foarte diferiți, poate voi nu vă dați seama, dar eu știu, îi am foarte diferiți. În plus de asta, am două pliuri aici, pe ochiul ăsta, iar ochiul ăsta stâng este întotdeauna mai lăsat. La mine, oricum, partea stângă, din cauza problemelor pe care le am eu cu vedere, este, toată partea stângă este mai lăsată. Și pometele, și gura, și zona asta de aici, și bineînțeles, zona de sub ochi și pleoapa este mult mai lăsată decât pe partea dreaptă. Și atunci eu încerc întotdeauna prin machiaj să corectez chestia asta. Nu mi-e întotdeauna, n-am răbdare întotdeauna să fac chestia asta, dar încerc. Bun, scopul nostru cu machiajul este să încercăm să ridicăm umbra pe care ne-o creează pliul, peste pliu aici, să ridicăm puțin umbra pentru ca ochii să capete un aspect mai luminos. În momentul în, ce se întâmplă de fapt în momentul în care ai atât exces de piele căzut? Îți creează o umbră mai jos decât ar trebui, da? În mod normal, dacă eu deschid ochii, în mod normal umbra mea ar trebui să fie undeva în zona asta, da? E, în momentul în care țin ochii normal relaxați deschiși, umbra mea este undeva mai jos. Și atunci scopul meu cu machiajul este să ridic umbra aia mai sus, da? Pentru a da mai multă deschidere ochiului, pentru că a face ochiul se pare că este mai deschis, mai mare, mai luminos. În momentul în care ai umbra aia foarte aproape de linia genelor, da? Se închide ochiul, pare mai mic, mai închis, mai întunecat. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să vă aplicați un primer și o pudră de fixare a primerului, pentru că în special dacă aveți ochii lăsați, întotdeauna aveți nevoie de un primer. Fie că vorbim de o bază pentru ochi bună, fie că vorbim de un anticearcăn bun. Eu astăzi mi-am dat cu anticearcănul pe care l-am folosit și pe zona cearcănelor. L-am aplicat și pe pleoapă, pentru că asta fac de regulă, funcționează pentru mine și este foarte ok. Și peste am venit și am aplicat un strat subțire de pudră. Este extrem, extrem de important să faceți treaba asta, pentru că având în vedere că pielea voastră a migrat în jos, da, ca și în cazul meu, fardul are tendința să se miște odată cu pleoapa și să migreze dacă nu puneți pudra respectivă și dacă nu puneți baza respectivă. Dacă nu creăm o bază solidă de care să se lipească fardul nostru și care să-l țină acolo, să-l mențină bine, o să migreze. Și la final de zi o să vedeți că, pe lângă faptul că aveți fard pe toată pleoapa, vă migrează și rimelul și arătați ca și cum ați avea ochi de panda. Și nu vrem chestia asta, da? Pentru că este inestetic. Bun. Al doilea lucru extrem de important este să vă alegeți o nuanță de tranziție caldă. Având în vedere că voi aveți o umbră destul de pronunțată, în special dacă aveți pleoapa foarte, foarte lăsată, aveți o umbră foarte pronunțată peste partea asta mobilă a pleoapei, da? Și ai nevoie de ceva care să contracareze, care să țină piept acelei umbre. Umbrele sunt reci. Întotdeauna umbrele au o nuanță rece. Automat, umbra de la ochii voștri, fie că vorbim de astea de aici, fie că vorbim de deasupra ochiului, sunt umbre cu nuanțe de gri, cu tentă de gri, da? Pentru că așa e umbra, e vorba de lumină aici, nu este vorba neapărat de piele, ci e vorba de felul în care se reflectă lumina și felul în care se așează lumina pe fața voastră. Și atunci recomandarea mea și din experimentele mele, cel mai bine este să folosiți o nuanță de tranziție caldă. De ce? Pentru că nuanța aia caldă vine și încălzește practic zona respectivă, neutralizează lumina care cade și umbrele în sine care vor exista nu vor mai fi atât de reci. Dacă vii și pui o nuanță rece peste acel rece pe care tu deja l-ai de la lumină pentru că ai deja multă umbră aici, automat ochiul tău va arăta ca și cum ai fi bolnavă. De-aia recomandabil pentru toată lumea ar fi să căutați nuanțe calde de tranziție, fie că sunt mai deschise, fie că sunt mai închise, în funcție de tonul pielii voastre. Nuanța de tranziție este acea nuanță care are una, două, maxim trei nuanțe mai închise decât tenul tău, da? Este cumva în concordanță cu tenul tău și este puțin mai închisă. Dacă aveți un ton rece al pielii, să spunem, atunci poate nu vi se potrivește neapărat un far cald, foarte cald, dar încercați să mergeți pe ceva neutru. Încercați ca nuanța de tranziție să fie neutră, să nu fie nici foarte caldă, pentru că atunci ar contrasta cu pielea voastră și ar arăta iarăși aiurea, dar nici să fie foarte rece, pentru că iarăși veniți și puneți rece peste umbra aceea rece care se formează pe ochiul vostru și
arată în estetică, arată ca și cum sunteți bolnave, ca și cum ați avea o problemă de sănătate, ca și cum v-a lovit cineva și nu vrem chestia asta, da? Și atunci, dacă aveți un ton rece, căutați o nuanță neutră, dar nu mergeți pe nuanțe reci acum, în ceea ce privește nuanța de tranziție. Mai târziu putem să ne jucăm și cu nuanțele reci, dar pentru nuanța de tranziție căutați o nuanță caldă sau cel mult neutră. Eu o să mă folosesc de paleta asta de la Huda Beauty pentru că am niște nuanțe care funcționează mai bine. În mod normal vă recomand să începeți genul ăsta de machiaj și să exersați cu nuanțe calde, simple, gen, stați să caut ceva să vă arăt, ceva în genul ăsta de aici, deci jucați-vă cu genul ăsta de nuanțe de aici, nu cu astea, da? Deci nu astea, ignorăm partea asta, ne jucăm cu genul ăsta de nuanțe, dar ca să vedeți mai bine, pentru că pe cameră se pierd foarte multe detalii. Eu am să folosesc paleta asta de la Huda, care este mai intensă, mai în ochii voștri și o să se vadă mai bine, da? Voi încercați cu nuanțe simple. Am să iau prima dată nuanța Eden, care este nuanța mea preferată de tranziție din paleta asta și tocmai pentru că este o nuanță caldă, nu are prea multe treabă cu tonul pielii mele. Mă rog, e portocalie, eu sunt morcoveață, deci undeva pe acolo. Însă, se vede foarte bine și mă ajută să vă explic foarte bine. Nuanța de tranziție v-aș recomanda să o aplicați cu genul ăsta de pensulă. O pensulă pufoasă, rotundă de blending, da? Rotundă în sensul că aici nu este aplatizată și aici la fel are vârful rotund. De ce aplicăm cu nuanța, de ce aplicăm nuanța de tranziție cu genul ăsta de pensulă? Pentru că ne ajută să depozităm foarte bine nuanța iu, unde avem nevoie, unde noi avem acea umbră, da? Și de asemenea dispersează cu perii ăștia laterali, dispersează foarte frumos fardul în exteriorul pliului, fără să depoziteze foarte mult fard, pentru că tu, ca și nuanță de tranziție, n-ai nevoie de foarte, foarte mult fard în exterior. Ai nevoie doar să facă exact ce zice numele, tranziția, între pielea ta și fardul pe care îl vei aplica ulterior pe pleoapă. Bun, și atunci iau nuanța Eden. Și o să încerc să nu vă bag oglinda totuși în ochi, ca să vedeți ce fac. Și eu, de regulă, mă ajută foarte mult să fac treaba asta. Două lucruri. Unul, să-mi întorc capul așa, ca să-mi pot observa zona asta căzută mai bine. Și doi, să las capul pe umeri. Dar, pentru început, o să facem chestia asta. Ca să vedeți, în cazul în care, ca și mine, aveți pleoapa puțin lăsată, vă este destul de greu să vedeți unde să aplicați nuanța de tranziție. Și atunci cel mai simplu este să ridicați puțin capul, să ridicați puțin bărbia și să veniți cu pensula paralelă cu fața, deci nu perpendicular pe față, ci paralelă cu fața și să aplicați nuanța de tranziție în pliu. Prima dată o aplicăm în pliu pentru că acolo depozităm cea mai mare cantitate de produs. De ce? Pentru că acolo este zona aia rece despre care vorbeam eu, acolo este zona în care se va forma umbra și noi vrem să o încălzim, de aceea folosim o nuanță caldă. Bun, asta era o recapitulare. Da? Deci lăsăm capul puțin pe spate, vin aplic în pliu fardul, nu știu dacă vedeți, hai să mai apropiem puțin. Așa, vin aplic fardul în pliu și ce rămâne, vin, abia acum vin și difuzez deasupra. Vedeți ce fac? Sau v-am băgat oglindă în ochi? Deci, am venit prima dată așa, am aplicat cea mai mare cantitate de fard în pliu, după care vin explicate, procedeele astea sunt destul de complicate, par complicate și par greoaie și stai să te miști, să nu știu ce să faci, să explicate așa pas cu pas par ciudat. Însă în momentul în care încep să le faci și să le exersezi, încep să-ți intre în reflex și în momentul în care te machiezi nici nu mai ești conștient de ele, da? Hai să facem și în partea asta la fel, da? Deci vin, las capul pe spate. Vedeți, eu las capul pe spate întotdeauna din reflex. La mine s-a creat un reflex să fac treaba asta, nici nu mai trebuie să stau să mă gândesc că trebuie să las capul pe spate. De-aia zic că nu trebuie să vă faceți griji, că în timp, dacă exersați, o să vă scutească de multe probleme și o să vă intre reflex. Bun, deci aplic cea mai mare cantitate de produs în pliu aici, cum am zis.
După care vin în, în drept față. Vedeți? Și dintr-o dată ochiul meu, deja nemai fiind umbra atât de proeminentă, pentru că am aplicat o nuanță caldă, nemai fiind umbra atât de proeminentă, dintr-o dată ochiul meu pare mai deschis, doar prin aplicarea acestui fapt. Și în cazul în care vă este foarte frică de machiaj și nu ați încercat niciodată să vă machiați și vă este frică și v-au băgat alții tot felul de tâmpenii în cap, că e greu, că nu știu ce, recomandarea mea e să vă opriți aici. Da? Dați cu rimel și ați terminat. Pentru că simplu fapt că ai pus puțin fard cald aici unde pică umbra aia, ți-a deschis ochiul, a încălzit toată atmosfera pe aici, da? Și ești super, ești super, da? Deja ochiul pare mai deschis, doar de la atât. Dacă vă mergem mai departe, o să fie mai bine. Însă, dacă vă este frică, puteți să vă opriți aici și ulterior să încercați pas cu pas să faceți treaba asta. Bun, deci... ce trebuie să rețineți, în schimb, este că pentru nuanțele de tranziție aveți nevoie de mult blending. Și trebuie să blenduiți foarte bine. Deci după ce ați depozitat produsul, blending, 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 blending. Chiar dacă ați aplicat o nuanță deschisă, chiar dacă este foarte apropiată de nuanța tenului vostru, mai ales dacă e apropiată de nuanța tenului vostru, trebuie să faceți mult blending ca să se difuzeze foarte bine fardul acolo, ca să arate natural, să arate de acolo. Nu vrem ca nuanța de tranziție să fie chunky, să fie cu lipită, să fie bucăți, să ai dungi, să ai tot felul de nebunii pe acolo, pentru că sunt extrem, extrem de inestetice. Nuanța de tranziție poate să îți strice pur și simplu machiajul dacă nu ai blenduit-o cum trebuie. Așa că vă recomand din tot sufletul să blenduiți. Și dacă observați, prima dată când am aplicat fardul, eu am ținut asta așa și la blending-ul inițial am ținut pensul așa. Da? Vedeți distanța la care țin, am mâna față de perii pensulei. Da? Este foarte important și acest aspect. Prima dată fac așa, după care continui să blenduiesc, dar îmi mut mâna pe pensulă. Pensulele au mânerul lung cu un scop, să știți, nu le-au făcut cu mânerul lung așa de florile mărului. Au mânerul lung cu un scop pentru că diferența diferă foarte mult poziția în care prinzi și aplicarea, da? În momentul în care vrei să ai o aplicare, când aplici produsul, o ții mai de aproape de peri, pensula, ca să ai mai multă precizie. În momentul în care faci un blending aerisit, în care încerci să finisezi, ca să spun așa, blending-ul, ții pensula mai de aici, mai din capăt ăsta. Da? Și deci am venit, am depozitat produsul, l-am blenduit puțin de aproape, după care vin și blenduiesc mai de departe. De ce? Aici nu mai am atât de mult control asupra pensulei și mă ajută mult de tot să difuzez marginile din exterior ale fardului foarte bine. În momentul în care ai mult produs pe pensulă și ții pensula de aici, îl vei împrăștia pe toată fața, nu doar pe ochi. Așa că de-aia e recomandabil ca prima dată să ții pensula așa, după care vii așa. V-am zis, chestiile astea dacă le repetați, vă intră în reflex și dimineața când o să vă machiați în 10 minute, nici nu o să vă dați seama că le faceți. Eu nici nu sunt conștientă că le fac la ora actuală. Bun. Și asta e partea cu blending-ul nuanței de tranziție. După care venim cu a doua nuanță, care este ceva mai închisă, este nuanța din pliu, nuanța care ne va da umbra. Scopul acestei nuanțe este să o aplicăm în așa fel încât să mutăm umbra aia despre care vorbeam. Da? Deci am zis că scopul nostru este să mutăm umbra de aici, de pe pleoapa mobilă, să o mutăm mai sus, ca să facă ochiul să pară mai mare, mai deschis și mai luminos. Pentru nuanța asta pe care o aplicăm ca să ne jucăm cu umbra, vă recomand genul ăsta de pensulă. Este o pensulă de la Real Techniques, luată dintr-un set de vreo 5 pensule, dar credeți-mă că pensula asta face toți banii. Mai am o pensulă similară, asta să nu știu dacă e pe aici, este aia de la MAC 227,
sau 217, aia albă, știți, de la Mask de Blending, o știe toată lumea. Dar aia e puțin cam mare pentru mine, pentru ochii mei, pentru forma ochilor mei și am constatat că asta este mai bună decât aia, în sensul că e o idee mai mică. Deci asta ar fi un dup pentru aia, doar că este o idee mai mică. Partea cu interesantă cu pensula asta este că este aplatizată aici. Da? Ea nu este perfect rotundă așa cum era cealaltă. Stați să o luăm pe cealaltă să vă arăt. Uitați, nu e perfect rotundă cum e asta, da? Ca să vedeți diferența dintre ele două. Da? Asta este puțin aplatizată și asta mă ajută pe mine să aplic fardul și în plus de asta are vârful rotunjit, dar puțin mai ascuțit decât asta. Vedeți? Nu știu cât de bine observați voi, dar vă zic eu sigur că pentru început vă ajută mult o pensulă de genul ăsta. Acum nu zic să săriți imediat să o cumpărați, că poate nu intră în bugetul vostru sau nu intră în prioritățile voastre, dar este o pensulă bună pe care să o aveți în vedere în cazul în care vreți să excelați la treaba asta cu aplicatul fardului și vă ajută foarte, foarte mult. Genul ăsta de pensule vă ajută mult de tot, ajută, face diferența într-un machiaj. Bun, o să iau nuanța Amber pe care am să o aplic aici ca să păcălesc umbra asta și să o duc mai sus, da? Să facă ochii mai deschiși, mai luminoși. Cum ziceam, și mă ajută faptul că această pensulă are un vârf pentru că îl voi băga doar pe ăsta în fard, da? Deci nu dau așa rotund cum fac cu cealaltă, dar pun doar vârful. Și fiind o nuanță foarte pigmentată asta, ne-am și ales-o ca să vă arăt, să vă pot demonstra mai ușor. Ce fac? Cum aplic nuanța asta? Cum aplic fardul ăsta? Păi îl aplic în felul următor. Nu închid ochii. Nu închideți ochii. De ce? Îl aplic cu ochiul deschis. De ce? Pentru că eu vreau să mut umbra mai sus. Nu știu unde este umbra decât dacă țin ochii deschiși. Și nu pentru că văd, ci pentru că în momentul în care țin ochii deschiși, ochiul este în poziția în care este în mod normal, în mod firesc când mă vede lumea, da? Și atunci, dacă își închide ochiul, pielea asta s-ar întinde și eu aș aplica nuanța undeva mai jos decât ar trebui în mod normal, da? Și în momentul în care aș deschide ochiul, tot fardul ăla mi-ar intra în pliu. Și ce ar însemna asta? Ar însemna că îmi face o umbră exact unde nu vreau. Da? Eu vreau să mut puțin umbra de aici, de unde îmi pică ea mie pe pleoapa mobilă, să o mut mai sus. În condițiile astea am nevoie să o mut mai sus, nu să o pun exact unde este. Și dacă aș ține ochiul închis și aș aplica fardul așa, atunci fardul meu, umbra mea, aia artificială, s-ar duce peste umbra naturală. Și n-ar face decât să accentueze umbra naturală. Ori eu nu vreau asta. Și atunci ținem ochii deschiși, privim în față, sau mă rog, ce înseamnă în față pentru fiecare. Pentru ochiul meu cu strabism în față înseamnă în stânga sau în dreapta. În fine. Privim în față și aplicăm cu vârful, deci cu vârful, pe porțiunea aia de piele, pe excesul ăla de piele, unde aș vrea eu de fapt să fie umbra. În cazul meu, pentru că la mine ochiul este lăsat doar puțin pe partea asta din exterior, o voi aplica aici. În cazul în care aveți mai mult exces de piele căzut, trebuie să aplicați pe o suprafață mai mare. Dar în cazul meu vine doar aici. Și aplic cu ochiul deschis, fără să închid ochiul. Da? Privesc în față. Priviți în față întotdeauna că faceți treaba asta, pentru că altfel o să vi se miște pleoapa. Vedeți? Se vede deja o diferență. Se vede că am mai multă umbră pe partea asta decât pe partea asta și că umbra mea e mai sus. Adică dacă vă uitați la mine, chiar dacă ochiul ăsta este mai căzut, se vede o diferență între felul în care arată machiajul pe ăsta și felul în care arată ăsta, da? Ăsta, culmea ironiei, pare mai deschis. Bun. După care vin și fac același lucru și aici. Între timp a venit și nenea să-mi citească contoarul. Exact, toată lumea mă întreabă când am eu treabă. Bun, deci. Și aici fac la fel. Bine, la mine e puțin diferit pentru că având două pliuri aici în loc de unul, e mai tricky treaba. Dar asta face parte din minunăția mea. Bun. Acum, al doilea lucru pe care îl fac cu nuanța asta, cu ce îmi rămâne din nuanța asta, puteți să faceți cu nuanța asta sau cu una mai închisă, este să vin și în V aici. Da?
Pentru că dacă fac treaba asta așa, creez o umbră și aici. Da? Deci pe lângă faptul că am umbră aici, creez o umbră și aici și asta face să pară că ochiul este mai lăsat, mai afundat în partea asta și mai ieșit în partea asta. Este o chestie în funcție de forma ochilor, nu se potrivește pentru toată lumea, dar puteți face treaba asta ca să dați puțină profunzime, da? Și vin și iarăși mult blending. Foarte, foarte important să faceți mult blending în momentul în care aveți ochii lăsați, pentru că dacă există un exces de produs rămas acolo pe pleoapă, în momentul în care se mișcă pleoapa, pentru că pleoapa se mișcă, e inevitabil, decât dacă o operați sau vă bagați cine știe ce prostii în ea, atunci nu o să se miște, dar pentru că pleoapa se mișcă, produsele la fel se vor mișca. Da? Și e foarte important ca blending-ul să fie bine făcut, ca să nu cumva să vă treziți cu produse cu fard prin altă parte decât ar trebui. Acum că am făcut ceva blending cu pensula aia dinainte, o să iau prima pensulă, aia cu care am aplicat nuanța de tranziție, cu foarte, foarte puțină culoare din aia de tranziție și am să vin să blenduiesc aici, pe margine, practic, unde ar trebui să se vadă nuanța de tranziție și în cazul în care ați acoperit-o, asta vine și cumva o reîmprospătează, da? Și iarăși difuzez foarte, foarte bine produsul. Acum, am putea să trecem la pasul următor, să complicăm situația și mai mult și să venim cu o nuanță și mai închisă decât asta pe care am făcut-o eu, pe care am aplicat-o, nu pe care am făcut-o, și să vin să o aplic în colțul extern aici și să accentuez umbra aia pe care am creat-o. Însă, având în vedere că este un tutorial, să zicem, pentru începători, o să mă opresc aici. Deci vă puteți opri aici, nu e nicio problemă dacă vă opriți aici. Dacă veniți cu ceva mai închis, mai ales cu nuanțele mele, deja o să dăm într-un smokey eyes și nu asta e intenția. Nu vrem să facem un smokey eyes, ci vreau să vă arăt cum vă puteți juca cu niște nuanțe normale. Prin urmare, n-am să mai vin cu nuanța aia închisă și am să mă ocup de partea de jos, de pleoapă inferioară. Ca să dăm un aspect cât mai ridicat al ochiului, să fie cât mai deschis ochiul și mai ridicat, ne interesează să iluminăm partea asta de aici din interior, care de regulă la cei mai mulți oameni este mai adâncită partea asta. De-aia vrem să punem umbra aia în exterior aici, ca să echilibrăm cumva proporția și să pară că partea asta din colțul intern este mai luminoasă decât aici, da? Să echilibrăm cumva proporția, mai ales dacă aveți niște cearcăne din alea foarte închise la culoare, știți că încep de aici, de undeva. Și asta nu face decât să facă să pară că ochii voștri sunt super, super adânciți aici, în interiorul orbitelor. Și de-aia punem umbra aia în exterior aici. Bun. Eu zic, după părerea mea și din ce am văzut, din ce am studiat, că cel mai bine este pe pleoapa inferioară să puneți fard numai până la jumătatea pleoapei, da? Puneți, concentrați-vă cu fardul închis aici pe colțul extern, exact aici unde este colțul ochiului, veniți cu nuanța de tranziție, aia de blending cu care ați blenduit, veniți cu ea până la jumătatea fardului pleoapei și restul lăsați liber sau puteți aplica o nuanță mai deschisă, da? Încercați să nu veniți cu nuanțele alea închise, cum vedeți prin unele tutoriale de YouTube, să veniți cu nuanțele alea închise până în față. Oamenii aia au altă formă a ochilor, de regulă n-au ochii lăsați. Dacă aveți ochiul lăsat aici, sunt foarte mari șanse să aveți și zona asta de sub ochi mai lăsată și atunci, dacă veniți cu nuanțele închise până aici, aveți toate șansele să creați umbră aici și să obțineți exact efectul contrar, da? Exact ce nu vă doriți să obțineți. Și atunci vin cu nuanța amber, aia pe care am aplicat-o de tranziție, vin și o aplic aici, atât. Da? Aici așa. Acilișa, cum ar zice cineva. Acilișa. Și aplic și în partea cealaltă, dacă să fie simetric, apropiați-vă cât mai mult de colț
colțul ochiului și încercați să stați cât mai în zona aia, să nu vă întindeți foarte mult spre. Și acum luăm nuanța aia de tranziție, Eden, cum ziceam, și vin și o blenduiesc pe asta. Nu știu dacă și vedeți ceva. Cel mai simplu este să priviți în sus și veniți cumva până la jumătatea ochiului. Mai ales dacă aveți o formă a ochiului similară cu a mea, e chiar contraindicat să mergeți cu, chiar și cu nuanța de tranziție să mergeți până în față. Da? Repet, oamenii pe care îi vedeți în tutoriale au de obicei un ochi migdalat fără foarte multe probleme și își mai bagă și botox sau mai știu eu ce filere pe aici prin zona asta și nu li se mișcă nimic. De aia arată super bine machiajul lor, vedeți în tutoriale. Acum ne vom ocupa de partea superioară a pleoapei, partea mobilă, și aici este toată șmecheria cu ochiul lăsat. Ok, am pus umbra, am încercat să o modificăm, am încercat să o repoziționăm, am încercat să-i facem tot felul de lucruri. Însă, contează foarte mult cât spațiu îți rămâne la dispoziție din pleoapa mobilă. Și aici contează să observi câtă piele lăsată ai. Dacă ai pleoapa mobilă acoperită în totalitate cu piele, cu exces de piele, nu vei putea aplica un fard sidefat, pentru că nu ai unde. Dacă îl aplici, o să se ducă pe excesul ăla de piele și în momentul în care îți miști ochii, se va mișca și el și se va întinde și va arăta urât. Dacă ai ochiul acoperit pe 3 sferturi, da, de exces de piele, trebuie să aplici doar aici în față. Da? Deci, mare atenție la asta. Aici, de aia este foarte important, pentru că nu punem niciodată o culoare sidefată pe zona care este acoperită de excesul ăla de piele. De ce? Pentru că întotdeauna o culoare deschisă sau sidefată nu o să facă decât să atragă atenția către punctul respectiv. Și noi nu vrem asta, da? Nu vrem să atragem atenția către excesul ăla de piele și mai ales când se mișcă, să se vadă cum ăla a împrăștiat fardul peste tot. Da? Deci nu vrem asta, nu ne dorim asta și atunci venim și aplicăm fard strict unde noi vedem pleoapă. Unde vedem pleoapă, ținem ochii deschiși, ne uităm în față și observați exact câtă suprafață de pleoapă mobilă văd. Da? Se vede, câte se vede. E, în momentul în care observi chestia asta, îți dai seama că strict acolo. Eu am norocul că, în ciuda faptului că am piele mai lăsată aici, să am puțină pleoapă mobilă descoperită și în colțul extern. Dar, pentru că ochii mei sunt destul de afundați în partea asta, nu vreau să aplic fard deschis sau sidefat aici și am să vin cu el cam pe 2/3 din ochi. Da? Asta este strict, ține iarăși de ochiul tău, de forma ochiului. Mare atenție, da? Sunt persoane care au foarte multă pleoapă descoperită și atunci pot să aplice fard sidefat sau deschis la culoare pe toată pleoapa mobilă. Da? Și este perfect ok. Când nu poți să aplici, nu aplica pentru că o să vină și o să se miște, o să migreze. Un alt lucru super important pe care aș vrea să-l faceți, întotdeauna când folosiți o nuanță deschisă sau cu pregătire un sclipici sau ceva sidefat, să vă umeziți pensula. Luați un spray de fixare, luați picături pentru ochi. Apa nu e suficient de bună, deci apa nu merge. Încercați cu un toner, cu glicerină, încercați cu orice altceva. Luați picături pentru ochi. Dacă nu aveți un spray de fixare pentru machiaj, luați picături pentru ochi. Sunt până în 20 de lei cele mai ieftine și iau glicerină, că asta contează. Și glicerina ce face? Lipește fardul, îl umezește, îi dă o consistență cremoasă și în momentul în care se usucă, practic fardul ăla se lipește de pleoapa ta. Astfel, în momentul în care ți se va mișca pleoapa natural, fardul ăla nu o să migreze. O să iau de aici nuanța Nefertiti și pentru acest fard, obligatoriu, ai nevoie de o pensulă plată. Nu merge să aplici cu o pensulă pufoasă. Încep întotdeauna din colțul intern aplicarea și aplic prin tapotare. Nu dau așa, nu frec practic pleoapa, pentru că dacă aș face chestia asta,
aș mișca tot ce am depozitat mai devreme, tot fardul de mai devreme și s-ar putea ca nici fardul pe care vreau să-l aplic acum să nu se lipească cum trebuie, da? Prin urmare, vin și tapotez exact unde vreau eu să pun fardul. Mai trebuie dat puțin. Nu merge să aplicați fardul ăsta sidefat, sclipicios, deschis la culoare. Fardul ăsta pe care îl vom aplica din colțul intern către exterior. Nu merge să-l aplicați cu o pensulă din asta pufoasă, oasă. Pentru că avem nevoie de o aplicare compactă. Compactă înseamnă să depoziteze acolo unde vrei. Dacă înainte vorbeam de dispersare, de blending, să se disperseze, să se împrăștie produsul și să fie cât mai aerisit, acum am nevoie de o aplicare compactă pentru că asta atrage lumină. Lumina se va reflecta în fardul ăsta și va atrage atenția către zona respectivă, da? Scopul meu, pe lângă faptul că vreau să mut umbra, pe lângă faptul că vreau să mă joc puțin cu umbra aia și să o mut și să maschez umbra aia, scopul meu este să atrag atenția către colțul intern, nu către colțul extern al ochiului, da? Și atunci vin și aplic vin cu o aplicare compactă pe pleoapă până în pe două treime așa, cât îmi permite mie pleoapa lăsată și vin și aplic produsul. Al doilea aspect extrem de important în momentul în care aplici o nuanță sidefată este să-ți iluminezi și arcada. De ce? Pentru că contribuie la tot acel efect de ridicare a ochiului, da? O să vedeți că se vede o diferență foarte, foarte mare și pentru asta luăm un iluminator sau nuanța din pliu pe care ați aplicat-o. Eu o să pun iluminatorul pentru că nuanța asta pe care am aplicat-o pe pleoapă, nu în pliu, este puțin prea închisă. Și venim cu o nuanță. Nu trebuie să aplicați foarte mult. Eu plec de aici, din centrul de sub zona asta arcuită, a sprâncenei, ca să zicem. Și de acolo întind. Nu trebuie să aplicați foarte mult. Nu trebuie să fiți Jeffree Star sau Jaclyn Hill. Nu trebuie să aplicați tone de iluminator. Dar ajută foarte, foarte mult. Pe lângă faptul că finisează și nuanța aia de tranziție și pare că totul se leagă și totul arată bine și totul este acolo un melanj. Vezi? Deja e o diferență foarte, foarte mare între felul în care arăta machiajul fără nuanța asta de tranziție. Eu trebuie să aplic un pic de iluminator în plus și aici pentru că iarăși am probleme de structură aici și nu uitați de colțul intern. Acum, iarăși, în funcție de forma ochiului, nu toată lumea trebuie să aplice în colțul intern iluminator. Și după cum vedeți, zona asta de la colțul intern până la jumătatea ochiului, eu am lăsat-o liberă. Asta pentru că mie așa îmi place și pentru că pentru forma ochiului meu mă ajută mai mult așa decât dacă aș aplica o nuanță și aici. Da? N-am nevoie pentru că nu vreau să creez umbre sau altceva. Și nici nu vreau să aplic SIDEF aici, să accentuez zona asta, pentru că nu vreau să atrag atenția asupra ei. Și atunci rămânem doar cu SIDEF pe partea superioară. Acum, urmează rimel și gene false. Recomandarea mea și a multora care se ocupă de make-up și care sunt mult mai deștepți ca mine este că în momentul în care aveți pleoapa foarte lăsată, în special dacă nu aveți pleoapă mobilă vizibilă, să nu aplicați gene false. Știu, sunt trendy, sunt la modă, le vedeți peste tot, toată lumea cu gene false, dar gândiți-vă în felul următor, gândiți-vă logic, dacă voi deja aveți pielea asta lăsată, aveți o umbră aici, veniți cu genele alea false care sunt mult mai lungi decât genele naturale și acoperiți toată porțiunea asta. Da? Pe lângă faptul că nu se va vedea nimic din ceea ce vreți voi să faceți, din ce ați făcut, din ce ați muncit, adică din toată umbra aia pe care v-ați chinuit să o dați mai sus, pe lângă faptul că nu o să se vadă nimic,
și acoperiți totul, deci practic ați muncit degeaba, nu se vede nimic, vă închide ochiul. Odată din cauza că acoperă, toți ați încercat voi să munciți la structură, să ridicați ochiul cu machiaj, și în al doilea rând, pentru că sunt foarte întunecate, sunt foarte dese și întunecă foarte tare ochiul. Ori voi, în momentul în care aveți pleoapa lăsată, este exact opusul pe care vreți să-l obțineți, da? Nu să întunecați ochiul, ci să-l deschideți, să-l faceți cât mai luminos. Și atunci vă recomand să mergeți pe parte de rimel, să încercați un rimel cu mai mult volum, care vă dă mai mult volum, care să suplinească într-un fel genele false și să le lăsați deoparte. Mă duc să-i dau drumul lui Iti, că o să moară, și după aia vin și vi vă arăt și rimelul. A revenit! Și mi-am împrospătat rujul și am și rimel, mi-am desfăcut și eu părul să nu mai arăt ca bunica mea și e totul perfect, frumos și drăguț. Bun, am terminat în ceea ce privește machiajul pentru ochi. Lăsați! Și o să ziceți, păi da, lipsește un element foarte important, și anume creionul negru sau linia de duș. În momentul în care aveți ochii lăsați, când aveți pielea foarte lăsată, mai ales dacă aveți foarte mult exces de piele, recomandarea mea ar fi, în primul rând, să evitați culorile închise, da? Cu precădere negru, în afară de gene, eu v-aș recomanda să nu puneți culori închise, pentru că fac exact ce ziceam că vrem să evităm, și anume creează umbre, creează spații reci, creează o atmosferă rece, întunecată, și voi vreți să evitați treaba asta, pentru că având pielea lăsată, deja aveți foarte multă umbră pe ochi, la nivelul ochilor, și atunci vrem să evităm treaba asta și de preferat să evitați nuanțele reci, creioanele negre, tușul. Și încă o chestie legată de tuș. Știu că e la modă și toată lumea își face cotițe și văd o grămadă de fete care n-ar trebui să-și facă cotițe, în schimb își fac. În momentul în care ai pleoapă lăsată și în special aici, în partea asta, în colțul extern, nu prea ai cum să îți faci o codiță din aia de tuș. Pentru că nu ai unde să o duci. Pleoapa ta este lăsată. Ai un exces de piele. Dacă vii cu linia de tuș peste excesul ăla de piele, o să arate extrem de inestetic, și credeți-mă că văd chestia asta în fiecare zi la serviciu, o să arate extrem de inestetic, deoarece pielea aia în exces se mișcă și linia nu o să mai fie perfect trasată. Dacă ridicați, trageți de ochi și vă faceți linia de tuș, veniți și acoperiți linia de tuș cu excesul ăla de piele, iar nu arată bine, pentru că acoperi o parte din linie, nu mai arată dreaptă, nu mai arată uniformă și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de faptul că pielea nu se lasă identic pe ambele părți, că n-are cum. Se lasă și ea cum are chef în momentul ăla, în funcție de zi, da? Și în momentul în care vei lăsa puțin capul pe spate și vei observa că tușul tău nu este simetric, o să-ți dai seama că începe să arate inestetic, plus că vine pielea aia și îl acoperă. Eu consider că, în primul rând, machiajul trebuie să-ți creeze o favoare, să te pună în evidență, nu să-ți creeze o defavoare. Dacă vreți, nu știu, să faceți chestii artistice, să vă jucați cu lucrurile astea, să experimentați, să faceți niște chestii ieșite din comun, să faceți chestii, nu știu, ciudate, something așa, ieșit din stratosferă, asta e partea a doua. Dar în momentul în care vorbim de un machiaj normal pentru un om normal de zi cu zi, care are un job și care vrea să arate prezentabil la serviciu, eu zic că e mai bine să stăm deoparte de trenduri și de experimente de genul ăsta. Jucați-vă acasă, experimentați, faceți câte experimente vreți voi, găsiți ceea ce vi se potrivește și lăsați deoparte trendurile și ce vedeți la alții și ce vă inspiră alții și ce vedeți că e la modă, da? Pentru că moda există, că trebuie să existe și ea, însă la finalul zilei trebuie să știi ce ți se potrivește ție. După cum vedeți, pe mine nu mă vedeți cu tuș la ochi, tocmai din cauza că eu știu că am pielea asta lăsată aici, da? Am pielea asta exact unde ar trebui să vină tușul, pe lângă faptul că am ochii diferiți și la mine niciodată linia de tuș nu o să arate simetric. Pe lângă asta am ochii lăsați și știu că îmi creează o defavoare tușul ăla, da?
Bun, cam asta a fost clipul de astăzi. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă ați rezistat până la final, dacă v-a plăcut, dacă v-a adus ceva informații utile, noi, dacă vă ajută cu ceva. Spuneți-mi dacă vreți să continuăm să facem o serie din treaba asta, să vă mai arăt alte lucruri. Spuneți-mi ce ați vrea să vedeți pe viitor, dacă v-a plăcut clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și să mă urmăriți și pe Instagram. Cam atât pentru astăzi, vă pupați și ne vedem în următorul clip. Ciao!